Bună ziua! Bine ați venit la o nouă ediție a Sfertului Academic, un podcast organizat de Centrul de Cercetare în Istoria Ideilor Filozofice și mă bucur să vă aduc înainte un invitat cu totul și cu totul special. Este colegul nostru, fostul nostru student și una dintre vocile cele mai critice ale centrului nostru de cercetare, și anume Ștefan Vârzu. Bine ai venit, Ștefan! Mulțumesc mult de invitație! E o invitație pentru că are un obiect totuși cu totul special. Ești invitat la descoasere, ca să zicem așa. Ești invitat la jurnal cu cărțile pe masă. Tu cunoști Facultatea de Filozofie de aproape 8 ani. Aș vrea să dăm un pic timp înapoi. Ai fost student, ai terminat modulul de filozofie a culturii, apoi masterand în cadrul acestui program al istoriei și circulației ideilor filozofice și acum doctorant aflat la finalizarea stagiului. Aș vrea cumva să-mi povestești cum anume ai ales Facultatea de Filozofie și CIF în mod particular și cum te-a ajutat asta să te pregătești pentru programul tău doctoral. Recunosc faptul că am ales Facultatea de Filozofie dintr-un soi de apucătură adolescentină, să-i spun așa. Îmi doream tare mult să mă expun la un risc intelectual și cumva, firește spre filozofie m-a dus apucătura asta. Sigur, teribilismul ăsta s-a agravat și am ajuns la Facultatea de Filozofie. Dar aici vreau să ajung, de fapt, am reales Facultatea de Filozofie când eram deja student și am făcut asta chiar de mai multe ori, dacă e să fiu complet onest cu asta. Am reales-o din alte considerente, nu? Din același teibilism. Și asta tocmai pentru că începusem să citesc riguros acele idei care înainte doar mă atrăgeau așa și totodată mă și terifiau. Iar ICIF a fost datorită acestor serii de alegeri, a fost singura opțiune de masterat pentru mine, pentru că se alinea perfect cu interesele mele academice, care deja cred că erau limpezite în mare măsură. Și mă refer aici la filozofia și teologia lui Soren Kierkegaard, în primul rând, hermetica filozofică, probleme de existențialism creștin și toate astea făcut într-un context a unei istorie intelectuale. Și cumva a fost un pas firesc ăsta și o serie de realegere a aceleași facultăți. Crezi că ai devenit dintr-un teribilist un moderat? Cred că în anumită măsură, da, sau aș putea zice chiar așa ca un paradox, că e un teribilist moderat. Da. Asta poate să fie paradigma ta de lucru. Cred că ceva din teribilismul ăsta s-a potolit și când ai început să predai. Povestește-mi, cum e să predai filozofie? E foarte interesant faptul că, deși inițial m-a speriat foarte tare aspectul acesta al reducerii, un mesaj care în cercetarea asta individuală pare fi foarte abstract, dens și sofisticat, m-a speriat cumva reducerea acesta mesajului într-un cadru dialogal deschis. Dar, dacă e tot să vorbim de paradoxuri, marele paradox pentru mine a fost, mi-am dat seama că mai degrabă tocmai predatul a deschis profunzimi mai adânci studiului acelea individual, sofisticat, sau fine, cum vedeam eu. Văd predatul ca fiind un soi de încoronare a studiului filozofiei în detaliu și cercetării este individuală. Cred că cumva toți ne îmblânzim când începem să predăm, pentru că ne somăm cumva ca mesajul nostru, ideea noastră să ajungă în mod corect la celălalt și să-l schimbe și așteptăm și un revers, așteptăm să creștem împreună cu cel pe care îl învățăm și cumva cred că asta se întâmplă organic. În același timp nu e suficient să fii profesor, trebuie să fii și cercetător, tu lucrezi în cercetare, ai experiența proiectelor de cercetare, care trebuie să recunoaștem și partea mai vulnerabilă a profesiei noastre, asigură ofertă de muncă, dar pe durată determinată, deci provizorie, tinerilor cercetători. Te-aș întreba cât de ispititoare e această nișă de lucru pentru tine, în condițiile în care, dacă pui în balanță costurile și beneficiile, rezultatul nu e tocmai favorabil atunci când discutăm despre bunăstarea cercetătorilor români
cu atât mai mult hai să fim sinceri până la capăt în domeniul științelor umanistice. Da, da. Desigur, mă gândesc că în termen de costuri și beneficii, cercetarea e în cel mai bun caz o glumă. Și cercetarea în filozofie cu atât mai mult e și o glumă rară. Vezi că asta e o teză tare. Cunosc eu niște prieteni care ar putea să protesteze. Hai să vedem de ce. Mă gândesc că cercetarea în filozofie, în proiecte de cercetare, e totuși o ocazie imensă de a gusta din fața mai științifică a filozofiei. Și mă refer aici la o muncă care devine deodată cuantificată după niște indici, ce trebuie mereu avuți în seamă. Asta complică foarte mult lucrurile, dar e totuși o ocazie de a învăța colaborarea cu echipe de cercetare, în care, sigur, egourile care sunt specifice lumii filozofice sunt lăsate afară. Trebuie să fie lăsate afară. Dar e o muncă deosebită, totuși. Poate nu servește încă ca o sursă semnificativă de bani pentru cercetători, dar e o sursă de activitate filozofică serioasă. Pentru că, finalmente, e o disciplinare necesară pentru orice potențial viitor filozof. Dar, nu știu, mă gândesc în ceea ce privește faptul că filozofia e o glumă rară în lumea cercetării la noi. E tocmai pentru că există această presiune de a dilua mereu filozofia cu alte discipline pentru a face filozofia să fie mai practică, mai la îndemână, mai aplicabilă. Și sigur, toate astea e îmbrăcată sub cupola aceasta, care nimeni nu înțelege, dar o folosește foarte des, cupola transversalității sau interdisciplinarității. Nimeni nu știe ce înseamnă asta, dar cu toții suntem interdisciplinari cumva. Toată lumea beneficiază de pe urma acestui fapt. Deși entometria și interdisciplinaritatea sunt două chestiuni care mai degrabă sugrumă performanța decât să o încurajezi. Mm. E interesant această poziție pe care o ai, pentru că ai văzut ce înseamnă interdisciplinaritatea în vari structuri de interes, nu? Ai lucrat și într-o zonă a patrimoniului cultural, ai lucrat și într-o zonă mai hermeneutică. Mă pregăteam să te întreb dacă se poate face cercetare în filozofie cu impact asupra societății imediate și îmbunătățirii calității vieții. Uite, ca să vorbesc așa pe Dan, ca în ghidurile de cercetare pentru proiecte și pentru finanțări, dar cumva cred că răspunsul tău e implicit. Spune-mi totuși, poate filozofia să schimbe ceva din perspectiva îmbunătățirii calității vieții atunci când încercăm să facem transferul ăsta de cunoștințe de aici, din cercul nostru strâmb nemuritor și rece, afară, către mase? Cred că marea problemă cu asta stă în imediatețea dimensiunii acestea practice și a îmbunătățirii calității vieții, etc. Pentru că mulți cred că impactul asupra oamenilor vine din acțiuni de implementare care, în fine, de cele mai multe ori sunt fie niște banalități, fie niște minciuni. Adică mă refer la, nu știu, producerea de manuale sau tot felul de volume de astea dubioase și conferințe publice cu disemnări de informații. La editură pure și prădătoare. Și acum, nu e nimic direct rău în asta. Însă mi se pare că e de cel mai multe ori ignorat impactul mai lent, dar totodată cred că mult mai veridic, dat de profunzimele cercetării, nu de suprafața aceasta în care se diseminează rezultatele. Adică, spre exemplu, îmbunătățirea calității vieții, ai folosit sintagma asta, acum, ea nu se face... Asta am folosit-o, că mi se părea interesant să mă flagelez puțin neplăcute. Te rog! Mă gândesc că finalmente nu se face până a spune cuiva, uite, în trei pași, cum să fii mai bine. Sau nici căutând neapărat pentru cercetare să aibă o priză politică, ci cred că tocmai aspectul acesta practic, aplicabil, stă tocmai în lucrul riguros la temeiurile posibilității unei vieți mai bune.
Și sigur, aici mă refer finalmente la temeliile oricărei culturi. Pentru că cercetarea în filozofie, dacă chiar vrea să aibă un impact, cred că trebuie să se reîntoarcă la lucrurile ei. Adică la lucrurile acelea care știm ca istorici ai filozofiei că chiar au schimbat fața societății. Adică mă refer la gândirea temeinică asupra naturii umane sau, nu știu, principiile după care ne ghidăm, expectanțele care ne mână. Și acum, serios, de când nu am mai auzit astfel de cercetări în filozofie? Dar totodată cred că doar aici lucrează filozofia și nu neapărat în repeziri de acestea activiste sau nu știu, rafinări de chichițe ideologice. Cred că trebuie să ne retoarcem și la filozofia aceea mai greoaie, poate, nu știu. Apropo de teme greoaie, vreau să te provoc cu ceva. Știm că interesele tale sunt preponderent în zona filozofiei culturii, a hermeneuticii, a metafizicii și acolo ai niște teze destul de tari care ți aparțin și ai lucrat în mod original în ultimii ani și în mod susținut și asta e meritul tău întru totul. Dar în același timp ești una dintre puținele voci ale generației tale care poate să se pronunțe lucid asupra crizei spiritualității. Așa încât te-aș întreba, licitând un pic un orizont de așteptare, de ce avem o criză a spiritualității astăzi? Nu mai avem încredere sau nu mai avem credință? Uite, aici tind să risc puțin și să dau un răspuns poate nesatisfăcător. Pentru dacă că... ți-ai făcut managementul riscului înainte, poți să începi. Ce vreau să spun este că dinamica spiritualității, care sigur e exprimată probabil cel mai vizibil prin credință, nu diferă semnificativ de situații din alte vremuri. Nu cred că a existat vreo eră de aur a spiritualității în care lumea cumva duduia de credință autentică. Și în același timp, sigur, nu cred nici că trăim într-un pustiu spiritual. Și cred că, în general, vedem lucrurile în termeni aceștia foarte radicali, în măsura în care suprapunem două chestiuni care nu cred că ar trebui gândite la o la altă. Și mă gândesc la mimetismul cultural și, pe de cealaltă parte, intimitatea spirituală, sau, ca să fiu mai aplicat, ceea ce Kierkegaard distingea foarte clar între creștinătate și creștinism, dacă e să vorbim de contextul nostru. Adică mă gândesc că dacă acum 500 de ani cumva toată lumea credea automat în Dumnezeu, era pur și simplu aproape ceva de nechestionat, acum toată lumea nu crede în Dumnezeu. Și e aceeași verbă necritică și nechestionată. Adică, mai mult sau mai puțin metaforic, aș spune că ceea ce privește ce se întâmpla cu 500 de ani, cât și în ceea ce se întâmplă acum, vorbim literalmente de aceiași oameni și de același mimetism. În ceea ce privește pe credincioși, cred că ei nu au treabă cu dinamicile acestea. Și tocmai pentru că, cel puțin în ceea ce predică, ei aparțin de o altă cultură, o cultură creștină, și e o cultură care, cred eu, că mereu vrea să facă apel la o altă istorie. O istorie sacră. De asta cred că credința mereu scapă oricărei sociologii. Și cred că tocmai mediul acesta de acum, sucit și răsucit ideologic, tocmai climatul, cred că noi abia începem să-l resimțim, provoacă ceva interesant, și anume provoacă credința să fie ori autentică, ori deloc. Și asta e provocarea astăzi, până la urmă, când, în fapt, nimeni nu se mai naște creștin în creștinism. Abia așa cred că creștinismul poate să devină încă o dată o chemare sau o veste bună, o evanghelie. Într-un fel, poate pustirea asta spirituală e un mare beneficiu pentru credința autentică. Uite că la asta nu mă gândisem, că până la urmă, criza de autenticitate e mai gravă decât sentimentul că, de fapt, relația cu creștinismul respectiv, chiar cu creștinătatea, eșuează într-o formă sau alta sau suportă fisuri. Totuși, există momente când
pare că ne conștientizăm în străinarea de tot ceea ce înseamnă relația dintre toate aceste elemente. Și atunci intervin angoasa, anxietatea, disperarea, ca să fim aproape de Kierkegaard. Astea sunt expresii care caracterizează societatea noastră. Și întrebarea mea e una destul de brutală, într-un fel. Le depășești sau trăiești cu el? Te înveți cu răul ăsta? E un rău necesar? Trăiești cu el? Depășești? Înveți să îl cumințești? Înveți să te îmbizești după ele? Ce se întâmplă? Mă gândesc de la bun început. Întrebarea ta are cumva, rezonează cu ceva ce mi s-a părut foarte interesant la Kierkegaard în conceptul de anxietate, și anume despre posibilitatea aceasta de a fi educat de anxietate. Totodată, nu știu, în ceea ce privește societatea noastră, în măsura în care chiar putem vorbi despre ea acum și să putem să vorbim și cu sens, cred că e ciudat pentru că e caracterizată de anxietate și disperare tocmai pentru că ea nu este resimțită. Și asta mi se pare că e cel mai sinistru paradox cu putință și totodată o spaimă pe care cred că trebuie gândită puțin. Cu cât anxietatea este mai mare într-o lume și mai nestăpânită, cu atât e resimțită mai puțin ca anxietate. La fel și disperarea, cea mai infernală formă de disperare e tocmai a nu ști și nici măcar intui că ești disperat. Și nu știu dacă poți să le depășești dacă nici măcar nu știi de ele, nu le reperezi sau cel puțin niciodată ca fiind probleme ale tale. În doctoratul meu, una din marile mize ascunse, fie mai mult sau mai puțin ascunse, acum vă dau un vileag, e tocmai asta acum de a băga din nou spaima în oameni, să vadă tocmai anxietatea și disperarea asta de care mă întrebi. Totuși, ultimul capitol, ca să mă răspumpări, este despre speranță. Asta cumva... Deci totuși ai și nuanța ta de optimism. Da. Mm-hmm. Mă gândeam că speranța asta totuși vine impulsionată de ceva, adică e un fel de persistență în existență. Știi că tot ceea ce ține de angoasă, de anxietate, tocmai pentru că e un sentiment prezent, te obligă să rămâi la propria ta existență. Și atunci asta înseamnă că ești obligat să o dezvolți. Asta înseamnă să faci loc speranței. Noi vorbim frumos aici și tocmai de aceea mă gândesc că unii care ne ascultă se întreabă totuși la ce bun un hermeneut în secolul 21. Adică, uite ce subiect fin avem noi, cât timp niște oameni suferă pe la granițe și un război nuclear pare că se pregătește, pare că nu. Crezi că putem să mai schimbăm ceva? Depinde de noi, avem și noi un rol ca hermeneuți în această societate în care toată lumea pare că aude și nimeni nu pare că ascultă? Mă gândesc în primul rând un hermeneut. Cred că nu mai avem nevoie de un hermeneut de tipul acela de care am tot fost obișnuiți de la începutul secolului 20, cel puțin, și care deja a devenit un fel de status quo pentru toți tinerii iluminați, anume hermeneutul acela al suspiciunii. Nu mai avem nevoie de hermeneutul suspiciunii. Nu mai avem nevoie de acei oameni care să ne explice constant de ce realitatea în care trăim e artificială și în spatele ei se ascund niște mecanisme odioase de care nu suntem conștienți. Mi se pare că treaba asta deja a devenit un reflex cultural. Nu mai e nevoie de încă o voce care să spună sau să se alăture acestui cor. Cred că avem nevoie de un hermeneut care să restituie tocmai elementele pe care le-am repudiat. Și aici mă refer la tradiție, pe de-o parte. Să vedem tradiția nu ca un inamic al minții critice, ci tocmai ca o condiție de posibilitate a ei, minții critice, sau prejudecata. Prejudecata este o parte integrantă a oricărei gândiri întregi. Prejudecata este fie că ne place sau nu, e tocmai condiția de posibilitate a oricărei judecăți. Avem nevoie de hermeneuți în sensul acesta, în sensul vechi, în sensul clasic, poate în sensul acela bătrânicios, pe care nu mai suportăm deloc. Dar un hermet, în ultimul rând, și cred că aici e și probabil relevanța mai mare, este cel care
îți amintește că orice interpretare bună, și mă refer aici la orice, de la cele mai înalte obiectele culturii până la, în fine, relațiile cu, pe care le ai, o interpretare bună pleacă de la o interpretare de sine. Adică e nevoie de oameni care să ne aducă aminte, să fim mai prudenți și totodată că în spatele, uite, în spatele oricărei demontări de ideologii s-ar putea să stea o altă ideologie. Genul ăsta de hermeneuți, cred că de genul ăsta de hermeneuți avem nevoie. Deci, de, avem destul Marx, destul Freud, destul Nietzsche, adică destul școala suspiciunii care să ne fie așezat cumva traiectoria socială, încât poate că un pic în urma lor ar fi bine să privim. Și tocmai de aceea, cred că educația filozofică e cea care poate să te întoarcă, poate să-ți dea alte lentiluri. Și că vorbim de asta, trebuie să te întreb, pentru că sfertul nostru academic se cam duce, dar intenționat l-am botezat așa în ideea în care vor fi ele 15 minute alocate podcastului, dar poți să mai întârzi un sfert de oră, că nu e niciun fel de problemă. Aș vrea să știu, Ștefan, după atâția ani de când ne cunoaștem, am lucrat împreună, te-am văzut desăvârșind tot felul de idei și tot felul de teze la care ai lucrat cu cea mai mare dedicație și ai inspirat pe alții să facă același lucru. Simți totuși că ai rămas cu ceva dator filozofiei și filozofia ți-a rămas ție ceva datoare? O iau invers, mă gândesc, filozofia nu cred că mi-a rămas datoare cu nimic, pentru că în continuare continuă să mă foiască. Dar eu îi sunt cu siguranță dator. Și tocmai în ideea aceasta de a persevera în studiul ei și, cum spuneam și la început, în a o deschide către oameni, a face din filozofie ceva comunicabil, dialogal, ceva ce poate fi discutat cu oricine până la urmă. Cred că asta ar fi pe scurt modul în care aș vedea dinamica aceasta datoriei sau îndatorării. Mă așteptam să-mi spui că filozofia mă disperă în continuare. Deci datorii nu sunt din partea ei, dar invers aș putea să plusez. Spune-mi așa în încheiere un gând care să rămână un fel de food for thought pentru posibilul candidat la istoria și circulația ideilor filozofice. Mă gândesc că una din marile presiune acum sunt legate de locuri de muncă. Și ce vreau să zic este că indiferent de locul de muncă pe care și-l va găsi acest viitor absolvent, a avut totuși ocazia, de care sper că și a profitat, de a descoperi că există o muncă intelectuală a cărui loc este interioritatea. Și cred că munca aceasta făcută onest și continuu și orientată către adevăr face ca viitorul să nu mai producă așa multă anxietate. Cred că poate chiar să facă viitorul să fie plin de speranță. Redescoperind cumva interioritatea aceasta și munca intelectuală. Ștefan, mulțumim mult că ai fost alături de noi. Sharing is caring. Prin urmare, sper ca toate ideile pe care ni le-ai împărtășit astăzi să fie de folos celor care au un gând serios sau poate ludic și să vă face serios pe parcursul acest masterat. Vă aștept săptămâna viitoare la un nou sfert academic, să întârziem împreună în povestea de viața celor. Pe curând!